să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul Iisus și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Amin. Amin. Am auzit spunându-se cândva că într-o biserică, dacă mă întrebați, nu știu unde, un păstor în vârstă a ajuns la capătul slujirii sale pastorale și a încredințat în cadrul unui serviciu festiv responsabilitatea slujirii unui păstor mai tânăr. Păstorul în vârstă și-a lucrarea după vreo 30-35 de ani și acum sosise vremea să transmită ștafeta mai departe altuia mai tânăr decât el. Serviciul s-a desfășurat frumos, iar la final au avut o masă de dragoste acolo și la masă pastorul tânăr l-a întrebat pe cel mai în vârstă: frate, care este secretul slujirii dumitale atât de îndelungate? Ma, știm amândoi cât de repede se cam satură oamenii de predicatori. Dumnezeu, ai slujit atâția ani în același loc și îți încredințezi mandatul, iată, în care un serviciu așa frumos, n-ai fost dat jos. Și fratele în vârstă i-a spus: secretul slujirii mele poate că e acesta. Atunci când am vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am pregătit foarte, foarte bine introducerea. Apoi mi-am pregătit foarte, foarte bine încheierea. Și între cele două părți ale mesajului meu, am lăsat cât mai puțin loc, le-am așezat cât mai aproape una de alta. Mă dați-mi voie să vă spun că dacă în dimineața aceasta mi-ați fi primit mai multe bilete la amvon, aș fi putut să procedez și eu la fel, să pun introducerea cât mai aproape de încheiere și probabil că toți ar fi fost mulțumiți. Dar dacă în dimineața aceasta nu m-ați copleșit cu biletele primise la amvon, mi-ați lăsat prin aceasta timp destul să pun ceva între introducere și încheiere. Am să vă spun că această carte, Cartea Iov, pentru mine este o carte deosebit de frumoasă. Ori de câte ori mă apropii de ea și mă adâncesc în citirea ei, în cercetarea ei, simt ceva deosebit. Îmi place într-un mod apart. Și din punct de vedere literar, ea este o capodoperă, chiar dacă oamenii nu apreciază la adevărata ei valoare prin faptul că se găsește pe pagina Bibliei. Dacă ar fi găsit-o între alte coperți, probabil că ar fi prețuit-o mai mult, chiar și din punct de vedere literar. Într-una din cărțile care mi-au ajuns în mâini în anii aceștia, un comentariu asupra Vechiului Testament, am citit că la curtea unuia din regii Franței a fost delegat un diplomat francez, un nobil englez, iertați-mă. Omul acesta era politician, dar înainte de aceasta era și un bun creștin, iubea Biblia. La curtea Franței aveau loc serate întâlniri în cadrul cărora oamenii de litere ai Franței își citeau scrierile lor sau citeau din alte scrieri pe care le-au găsit, le-au citit și le-au apreciat. Și într-una din întâlnirile acestea, nobilul englez, diplomatul acesta creștin, a avut ideea foarte interesantă, inteligentă, să le citească celor de acolo, literaților francezi, una din istorioarele din Biblie, Cartea Rut. Numai că el a schimbat toate numele pe care le-a găsit în Biblie, în Cartea Rut, și le-a înlocuit cu nume obișnuite, foarte comune. Chiar și numele de locuri le-a adus cumva la zi, le-a adaptat. A relatat într-o seară istorioara din Cartea Rut, și la final, toată audiența alcătuită din oameni de litere au exclamat: extraordinar! Istorioara aceasta este o capodoperă literară. Unde ai găsit-o?
Și atunci englezul i-a spus, dragii mei, ea este în Biblie, eu doar am schimbat numele, dar desfășurarea evenimentelor am păstrat-o. Ea este acolo în Biblie. Și literația aceea franceză o cam dezumflat. Dar adevărul este că în această carte sunt frumuseți inegalabile. Dacă ai fi citit clasicii ruși, dacă ai fi citit, mai știu eu, clasicii francezi, germani, n-ai fi găsit în scrierile lor atâta frumusețe cât te găsești în cartea aceasta scrisă prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Din cartea Iov știu că am vorbit de foarte multe ori. Într-una din tentativele mele de predică am vorbit despre cele 7 pierderi majore din viața lui Iov. Am spus că pe lângă suferință, cartea lui Iov vorbește despre multe alte lucruri și ne oferă multe alte lecții nouă creștinilor, iubitorilor de Dumnezeu și de adevăr. Am spus că, printre altele, această carte ne învață și despre credincioșia noastră față de Dumnezeu. Cât de departe merge credincioșia omului față de Dumnezeu. Am spus atunci că credincioșia unora merge doar până la prima criză majoră din viața lor. Și atunci când dau piept cu prima criză majoră, indiferent de ce natură ar fi aceasta, ei spun, nu m-am așteptat ca Dumnezeu să îngăduie peste mine un copil al Lui, o fiică a Lui, asemenea lucru, și credincioșia lor se prăbușește. Altora merge mai departe. A lui Iov însă a mers foarte departe. Și aș putea să spun, folosind o vorbire simbolică, aș putea să spun că exemplul lui Iov este o ștachetă așezată în fața noastră. Un model, dacă vreți, vrednic de urmat. Mă încurajează să consider așa un cuvânt pe care Iacov l-a scris. M-am bucurat că azi dimineață frații au ales să citească din cartea lui Iacov. O carte și aceea extraordinar de frumoasă. Capitolul 5, versetul al 11-lea, Iacov, adresându-se ascultătorilor săi, le spune: ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul vieții lui. Ați văzut cum Dumnezeu l-a binecuvântat. Se pare că Iov a fost subiectul unui studiu biblic printre creștinii din vremea aceea, dacă Iacov spune ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov. În altă ordine de idei, cartea Iov are marele merit că ne arată sau ne îngăduie să privim și la unele lucruri din lumea de dincolo. Poate că nicio altă carte din Vechiul Testament nu ne oferă perspectiva pe care ne oferă cartea lui Iov în privința evenimentelor care se petrec în lumea spirituală. Spunea un profet că a văzut odată o adunare a lui Dumnezeu. Și acolo a văzut cum se ținea sfat. Apoi Isaia spune și el în capitolul 6 al cărții sale că într-o zi când a intrat în templu a avut parte de o viziune glorioasă. A văzut tronul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut pentru câteva momente capacitatea să vadă lucruri pe care semenii lor în mod obișnuit nu le văd. Cartea Iov ne vorbește despre niște discuții care s-au purtat înaintea lui Dumnezeu în adunarea fiilor lui Dumnezeu. Nu voi intra în dimineața aceasta în detalii să explic ce se înțelege prin expresia fiilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Discuțiile acolo printre teologi sunt ample și de o parte și de alta. Dar vreau să spun că atunci când Dumnezeu l-a întrebat pe Satan de unde vine, Satan i-a spus, vin de pe pământ. De unde dovedim, se vede limpede că întâlnirea aceea nu avea loc pe pământ la care a venit și Satan. Ne arată cartea lui Iov că evenimentele de pe pământ
sunt determinate, sunt controlate, sunt provocate, sunt hotărâte, rânduite sau îngăduite în lumea spirituală. Și cartea aceasta ne mai arată și felul în care lucrurile care se petrec pe pământ se relaționează la lumea spirituală. Între cele două lumi, lumea materială și lumea spirituală, care sunt amândouă reale, există tot felul de relații și legături și carte Iov ne ajută să înțelegem ceva din aceste relații, cum funcționează, cum se întrepătrund, cum se intercondiționează cele două realități. Pe de altă parte, îmi amintesc că nu de mult am vorbit tot din cartea Iov, din capitolul 34, despre atitudinea omului față de vorbirea lui Dumnezeu. Pentru că Elihu spune, Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când într-altul, și adaugă, însă omul nu ia seama. Acolo, tânărul acesta, înțelept, mai înțelept decât semenii lui de vârsta lui, vorbește și dovedește o înțelegere a comunicării lui Dumnezeu către om. Și remarcă el și răspunsul sau atitudinea omului față de cuvântul, față de mesajul lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu așteaptă din partea noastră atunci când ne vorbește un anume tip de reacție, o anumită atitudine. Îi pasă lui Dumnezeu, după cum și ție ca părinte, când îți mușturiești copilul, îți pasă dacă te bagă în seamă sau dacă nu te bagă în seamă. Tu îi spui, de ce ai făcut asta? Și el e cu ochii în tabletă. Și zici, băi, dar uite-te la mine când vorbesc cu tine. Pentru că tu te aștepți ca părinte de la el să reacționeze potrivit la ceea ce tu îi spui. Pentru că ceea ce tu îi spui este ceva important, nu-i așa? Ei, în același fel, Dumnezeu așteaptă de la noi când ne vorbește, când ne spune să avem un anume tip de reacție, o anumită atitudine. Și aceasta este ascultarea. Ascultarea. E bine, în pasajul pe care l-am citit în această dimineață, mi se arată că Dumnezeu este interesat și de cum vorbim noi. Este interesat de atitudinea noastră față de vorbirea Lui către noi, dar Dumnezeu este interesat și de felul în care noi vorbim. Și îngăduiți-mi să reiau de aici câteva cuvinte. Dumnezeu îi vorbește după ce a vorbit lui Iov. Îi zice lui Elifaz din Teman. Mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Și apoi în versetul 8, către final, Dumnezeu reia, subliniază și spune căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Pentru foarte mulți oameni contează doar faptele. Ei spun, cuvintele sunt simple cuvinte, n-au importanță mare. În realitate, cuvintele sunt foarte importante. Vă reamintesc că atunci când Satan a vorbit cu Dumnezeu despre Iov, Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să se atingă rând pe rând de anumite lucruri din viața lui Iov și până la urmă și de trupul lui. Ce a urmărit atunci vrăjmașul n-a fost să-l facă pe Iov să facă un lucru greșit, să facă un lucru deosebit, să rostească ceva nepotrivit. Ăsta a fost scopul lui. Însă, atunci când s-a atins de toate cele lucruri din viața lui Iov și până la urmă și de trupul lui, Iov a avut grijă cum a vorbit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 1, ultimul verset, și am să citesc lucrul acesta pentru că este foarte important, este, dacă vreți, un calificativ. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Urmează o altă serie de necazuri peste Iov, aduse de vrăjmaș, și apoi în versetul, în capitolul 2, partea a doua, versetului 10, stă scris din nou.
În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Vedeți, vrăjmașul a căutat să vadă dacă poate să obțină de la Iov un cuvânt nepotrivit, o exprimare nepotrivită la adresa lui Dumnezeu. Și după ce l-a atins, cum i-a fost îngăduit să-l atingă, vrăjmașul a trebuit să plece, cum spunem noi românii, cu buzele umflate. Pentru că, iată, de două ori se spune că Iov n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu și n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Însă dacă ispititorul, acela care este pe urmele tuturor copiilor lui Dumnezeu, este atent să ne prindă în felul nostru de vorbire, aș vrea să vă spun că și Dumnezeu să uită și ia aminte la felul nostru de vorbire. De aceea, Dumnezeu, într-un fel pe care noi nu-L cunoaștem încă, a luat aminte la toate discuțiile care s-au purtat acolo. Cartea lui Iov, în cea mai mare parte ei, este alcătuită din cuvântări. Poate 90%, 95% din textul acestei cărți îl reprezintă cuvântările. A vorbit Iov. Au vorbit pe rând cei trei prieteni ai lui. Primii doi au avut câte trei mesaje fiecare. Și cel de-al treilea, probabil fiind mai tânăr între ei, a avut doar două mesaje. A mai vorbit în urmă și Elihu, acest tânăr, care era de acolo din loc. Și în cele din urmă a vorbit Dumnezeu. Pentru că, așa cum am mai spus într-o altă împrejurare, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu vorbește, omul nu mai are ce să adauge decât să spună, Doamne, mă pocăiesc, mă pocăiesc. Domnul să ne dea și nouă multă pocăință. Și foarte mult control în vorbire, să avem o vorbire sănătoasă. Vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia au venit să-L mângâie pe Iov. Când au dat cu ochii de El, am spus într-o altă împrejurare, nici nu L-au cunoscut. Atât de mult îl transformase boala și suferința. Când și-au dat seama că omul acela, epava aceea din fața lor, este prietenul lor, Iov, au fost atât de copleșiți încât 7 zile au stat în tăcere. N-au știut ce să spună, văzând cât de mare îi este suferința. Apoi a luat cuvântul Iov și după Iov a luat cuvântul Elifaz și au continuat luările de cuvânt. Dragii mei, ni se dovedește încă o dată cât de importante sunt cuvintele pe care noi le rostim. Nu doar în vremea Vechiului Testament a fost așa. Pentru că în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, versetul 37, Mântuitorul Iisus spune ca o concluzie: din cuvintele tale vei fi izbăvit, vei fi spus fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Aș vrea să vă spun ceva. Cei trei prieteni ai lui Iov, când au venit, l-au găsit acolo pe grămada aceea de gunoi. S-au așezat lângă el și după ce au trecut 7 zile în care n-au vorbit, au început să vorbească. Grupul acestuia i s-a alăturat și tânărul Elihu. Tânărul acesta era un tânăr înțelept, aș putea să spun, pentru că era în căutarea înțelepciunii. El a venit acolo auzind că au venit de departe trei prieteni al lui Iov, oameni socotiți înțelepți printre semenii lor. Și a venit și el să asculte. Nu a fost prezent, poate, de la început. Dar a venit pe parcurs să asculte, să vadă dacă în vorbirea lor găsește ceva să învețe, ceva profund. Găsește consistență, găsește substanță în vorbirea lor, ceva care să-i îmbogățească viața spirituală. Și cu respect pentru că oamenii aceștia erau veniți de departe și păreau să fie oameni înțelepți, i-a ascultat cu atenție.
Dar la final s-a supărat pe ei. S-a supărat pe ei și i-a mustrat. Și știți de ce s-a supărat pe ei? A văzut că ei n-au găsit nimic de acuzat în Iov, dar tot o țineau morțiși că Iov este vinovat. N-ați găsit nimic, nu-l puteți condamna cu nimic, dar totuși Iov, în ochii voștri, este vinovat. Măi, ceva e rău cu voi. Acum să revenim. Erau acolo 5 vorbitori. Și niciunul dintre ei, probabil, n-a realizat că există martori la tot ceea ce ei vorbesc acolo. Cum a știut Dumnezeu cum a vorbit Iov despre el? Cum a știut Dumnezeu cum au vorbit cei trei prieteni al lui Iov despre Dumnezeu? Fără îndoială că au fost acolo prezenți martori populari, nevăzuți, care dau socoteală lui Dumnezeu despre tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, și să vă încredințez, sunt pe deplin eu însumi încredințat, că ale noastre cuvinte rostite în cele mai tainice împrejurări nu rămân necunoscute înaintea lui Dumnezeu, spunea David, nu mi-ajunge cuvântul pe buze, nu-l aude interlocutorul cu care stau de vorbă, până tu-l și cunoști întru totul. Când este doar gând, când nu este înveșmântat în haina cuvântului, Doamne, Tu-mi cunoști gândul acela. Și Dumnezeu știe tot ce vorbim noi. Oare de ce? Sau ce a putut spune Dumnezeu despre vorbirea lui Iov? Înainte de a începe seria de necazuri care au venit peste Iov, găsim scris că Iov a vorbit cu înțelepciune. Atunci când se adunau mai mari cetăți la poarta cetății, poarta cetății era un loc unde se dezbăteau problemele obștei. Se luau hotărâri, se discutau situații din cetate. Atunci când Iov venea acolo, cei care erau în curs de a-și ține discursurile lor, se opreau. Îi dădeau loc să vorbească el. Tăceau să audă cuvintele lui. Până și Elifaz din Teman zice, cuvintele tale dădeau învățătura altora, cuvintele tale ridicau pe alții. Atunci când Iov era în vremurile lui bune, el vorbea cu foarte multă înțelepciune printre semenii lui. Apoi a venit o vreme în care Satan l-a lovit pe Iov, cum spuneam, cu artileria lui grea. Și și-a reglat tirul tot mai aproape și tot mai aproape, din cercurile acelea periferice, însemnând avuțiile lui. S-a apropiat apoi și a lovit în cercurile un pic mai intime, familia lui. Și în cele din urmă și-a reglat tirul să lovească mai spre centru, trupul lui Iov. La suflet nu i s-a îngăduit să tragă, dar a jucat și acolo fără milă. Atunci când Iov a trecut prin toate acele necazuri, Iov n-a păcătuit cu gura lui. Pentru că și în mijlocul necazurilor lui, el a vorbit despre Dumnezeu, tot așa cum a vorbit în vremurile lui bune. Atunci când a fost lipsit de toate proprietățile lui materiale, el a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Iov n-a vorbit rău la adresa lui Dumnezeu. Însă a venit un moment în care, poate provocat de prietenii aceștia lui, și vreau să vă spun, dragii mei, că de multe ori vorbirile noastre nepotrivite sunt vorbiri provocate de către cineva de lângă noi, de o situație mai aparte prin care trecem, de vreo nedreptate care ni se face, de un cuvânt care este spus cu privire la noi, de vreo acuzație nedreaptă, neîntemeiată. Și zici, n-am avut de gând să spun lucrul acesta, dar m-a provocat. Iov își începe discursurile lui descrise pe larg aici și vorbirea lui se schimbă. Și pentru că după prima lui vorbire care exprimă întrebări înaintea lui Dumnezeu, nu primește răspuns, îndrăznește apoi de merge mai departe
și merge încă mai departe și citești vorbirile lui Iov cuprinse în această carte și parcă te gândești oare cum de are îndrăzneală să pună asemenea întrebări, să vorbească în felul acesta. Nu conștientiza faptul că acolo, lângă ei, era o prezență care consemna tot ceea ce se spune. Însă în capitolul 38 din Iov, Dumnezeu îi răspunde în sfârșit lui Iov, din mijlocul furtunii și zice: cine este cel ce mă întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Acum deja cuvântările lui Iov ajunseseră să fie sub un anumit nivel. Oare de ce Dumnezeu a socotit acum că Iov a vorbit fără pricepere? Mai întâi de toate, cred că Dumnezeu a fost dezamăgit de vorbirile acestea lui Iov, pentru că Iov a încercat să-și apere el însuși dreptatea înaintea lui Dumnezeu. Fără îndoială că Iov a fost un personaj deosebit, un om care a făcut mult bine semenilor din vremea lui, un om care s-a ferit de rău și un om care s-a temut de Dumnezeu. Nimeni nu contestă lucrul acesta. De aceea, probabil că el s-a simțit cumva justificat să vorbească despre această stare a lui, despre această ferire a lui de rău, despre felul în care și-a trăit viața. Dar spune profetul Isaia în cartea lui că faptele noastre cele mai bune, cele mai frumoase, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca o cârvă murdară. Ce-ar fi de înțeles de aici? Ar fi de înțeles că noi suntem chemați să ne trăim viața cât se poate mai curat și mai frumos. Și cu toate acestea, n-am avea dreptul să ne apărăm cauza noastră înaintea lui Dumnezeu. Dar cine să ne apere? Avem cine? Avem un mijlocitor. La dreapta puterii lui Dumnezeu, noi îl avem pe Domnul Iisus. În urma lucrării pe care El a venit să o facă pe pământ, să trăiască printre noi plin de har și de adevăr, cum spuneam joi seara, Mântuitorul Iisus a trăit ca nimeni altul, împlinind voia lui Dumnezeu în detaliu, iar la finalul lucrării sale pământești, a pecetuit-o cu jertfa Lui. Și a spus: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Și s-a dat pe sine însuși de bunăvoie să moară. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Evanghelia. Și după ce a avut parte de o asemenea moarte pentru noi, pentru păcatele și fără de legile noastre, El a fost înviat prin puterea lui Dumnezeu. Și prin aceeași putere El a fost înălțat la cer și a dobândit acolo o poziție nouă, un rol nou, dacă vreți, o responsabilitate nouă, să fie mijlocitor pentru noi la dreapta puterii lui Dumnezeu. Atunci când noi trecem prin greutăți, când traversăm momente de slăbiciune, El mijlocește pentru noi înaintea Tatălui și spune: Tată, și pentru sufletul acesta Eu am plătit. E să pașe sufletul acesta în palmele mele. Și când El spune aceste cuvinte, acuzatorul nostru și al fraților noștri este obligat să tacă. Toate probele pe care le-ar putea aduce înaintea lui Dumnezeu împotriva noastră sunt anulate prin faptul că Iisus mijlocește pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul! Amen. De aceea, revin și spun, oricât de frumoasă ne-ar fi viața, oricât de bun ne-am putea noi considera în raport cu semenii noștri, Eu nu fac ceea ce face El. Eu nu vorbesc cum vorbește El. Eu nu mă comport cum se comportă fratele cu tare, sora cu tare. Lucrurile acestea pe care noi nu le facem, nouă nu ne dau dreptul să ne apărăm noi cauza noastră înainte lui Dumnezeu. Să lăsăm pe El să ne apere. Apoi, Dumnezeu consideră că Iov a rostit cuvântări fără pricepere atunci, pentru că a vorbit despre lucruri pe care nu le înțelegea. Capitolul 42, de unde noi am citit, în partea de dinaintea textului citit,
Iov zice, da, am vorbit fără să, să le înțeleg, de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Lucrările lui Dumnezeu adeseori sunt tainice și avem o expresie care spune cât de neînțelese sunt căile Domnului. Dacă sunt greu de pătruns pentru mintea noastră atunci când ele sunt în desfășurare, Dumnezeu va aduce în urmă și o vreme în care să vedem că a fost înțelept în felul acela lucrând. De multe ori, noi nu înțelegem de ce lucrează Dumnezeu cum lucrează. Dar atunci când Dumnezeu lucrează într-un chip tainic și neînțeles de noi, cea mai înțeleaptă atitudine este să avem grijă cum vorbim despre lucrurile pe care nu le înțelegem încă. Să vorbim cu atenție, cu chipzuință. Pentru că nu cumva, vorbind altfel, să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, dincolo de toate, Dumnezeu îl apreciază pe Iov și spune, totuși, în ciuda a tot ceea ce am spus până aici, tu ai vorbit despre mine mai drept decât cei trei prieteni ai tăi. Și după ce îl mustră pe Iov și după ce Iov se pocăiește, zice, mă pocăiesc în sac și cenușă, adică în smerenie deplină, Dumnezeu se întoarce spre Elifaz din Teman. Nu erau acolo unul lângă altul, Iov și Elifaz acum. Se întoarce către Elifaz din Teman. Probabil că Elifaz s-a întors acasă în țara lui și o fi socotit că o încerca să-l ajute pe Iov, a făcut ce-a putut, cel mai bun ce-a putut el face. Și acum Dumnezeu vine la el și îi spune, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței, 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov. Iată că nu erau încă, nu erau tot acolo. Și aduceți o ardere de tot pentru voi, robul meu Iov se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Oare cu ce au supărat oamenii ăștia trei de Dumnezeu? Am avut odată o idee, am crezut că sunt primul care o am, să pun la oaltă toate cuvântările lui Elifaz. Să încep să înțeleg teologia lui, suma gândurilor lui despre Dumnezeu. Să pun apoi la oaltă cuvântările lui Bildad. În sfârșit să pun la oaltă, în dreptul fiecăruia, cuvântările pe care le-au rostit cei trei prieteni ai lui Iov și să văd ce concepție aveau ei despre Dumnezeu, despre viață, despre lume, în general, despre suferință. Cercetând puțin lucrurile, am descoperit că un alt frate a făcut lucrul acesta înaintea mea și cu mai multă competență. M-am bucurat de lucrul acesta. M-am uitat la cuvintele lui Elifaz. Omul ăsta face apel ca să devină convingător la niște experiențe spirituale neverificabile. El zice, am avut o vedenie. Mi s-a arătat un chip care nu arăta a nimic din ceea ce noi cunoaștem. Era așa de șocantă imaginea lui, încât mi s-a zbrulit părul. Probabil că l-avea mai des decât a meu. Și l-am auzit spunând că Duhul acela înșoaptă niște cuvinte. L-aș întreba pe Elifaz, Elifaz, când ai hotărât cu prietenii tăi să vii să îl mântui pe prietenul vostru comun Iov, ai stat înaintea lui Dumnezeu să capezi de la el cuvântul pe care să-l spui celui în suferință? Sau ai apelat la experiența ta de viață, la cunoștințele tale? Nu cumva ai vorbit despre Dumnezeu folosind niște informații care nu aveau temeri? O să fac aici o paranteză și am să vă spun că mă gândesc tot mai mult și tot mai profund
La marea noastră responsabilitate pe care o avem, în mod deosebit, frații care vorbesc din Corect, l-aud pe câte unul spunând, Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre asta. Și l-ascult cu mare atenție. Pentru că dacă omul face o asemenea afirmație, înseamnă că urmează să ne spună ceva deosebit de valoros. Și ascult cu răbdare până la capăt și mă întreb, din toată vorbirea respectivă, cât a fost de la Domnul și cât a fost de la El. Când trebuie să pregătească cineva un mesaj, de ce să alerge să vadă ce-a mai spus unul sau altul pe internet sau în biblioteca personală, printre cărți să vadă, sau poate vreo revistă, un articol care se potrivește cu subiectul, de ce să nu alergem întâi la Dumnezeu? Că doar Dumnezeu ne-a creat. El știe de luni cine va fi duminică în biserică. El știe prin ce experiențe vei avea și de-a lungul săptămânii și care îți vor fi nevoile când duminică dimineața vei veni în casa lui Dumnezeu. Elifaz l-a întrebat pe Dumnezeu ce să spui lui Iov în suferința lui? Pentru că dacă spui cuvinte care nu vin de la Dumnezeu, e ca și când pui sare pe o rană. Dar dacă spui cuvinte pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cuvintele acelea sunt ca un balsam. De aceea Apostolul Petru spune la vremea lui, fraților, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, dă la toți frații mei cuvintele tale. Amin. Și dă-ne înțelepciune să le spunem așa cum ni le descoperi tu. Amin. N-aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta prea mult despre teologia fiecăruia din cei trei prieteni al lui Iov. Aș vrea să vă subliniez acest adevăr azi. Dumnezeu este atent la felul nostru de vorbire. Chiar când noi nu realizăm prezența Lui sau prezența vreunui înger slujitor, eu sunt încredințat că ei sunt Duhul lui Dumnezeu prezenți la întâlnirile noastre. Deși unii se îndoiesc de lucrul acesta, pentru că nu-i văd ei, cred că nu există. E treaba lor. Sunt prezenți îngerii lui Dumnezeu când ești în mașină cu soția ta. Sunt prezenți îngerii lui Dumnezeu când vorbești tu cu colegii tăi de lucru. Sunt prezenți îngerii lui Dumnezeu când ești la magazin, la cumpărături și cineva cu căruțul lui dă în căruțul tău și îl pui la punct. Sau în parcarea magazinului, când cineva deschide ușa și te alegi cu o zgârietură pe ușa ta, că ușa lui a ajuns prea departe. Ce îi spui în locurile acelea? Aș vrea, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta și să ne pocăim. David a fost un om foarte înțelept. A fost un profet. Zice el în Psalmul 37, dar aș vrea să vă citesc cuvintele astea, că sunt foarte frumoase. Cuvintele mele n-au greutatea cuvintelor Scripturii citite cu atenție. În 39, iertați-mă. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele. Oh, aici e vorba de pași, de umblat, nu? De fapte, de trăire. Ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea. David realizează că el atunci când vorbește undeva în jurul lui, poate în fața lui, în stânga, în dreapta, în spate, dar undeva foarte aproape, există o prezență care așteaptă să audă un cuvânt nepotrivit de pe buzele lui. Zice David, când mă gândesc la lucrul ăsta, eu îmi pun frâu gurii. Sunt atent ca să nu păcătuiesc cu limba. Frații mei, surorile mele, eu v-am spus, eu am făcut un legământ cu ochii mei. Și știți ce legământ a făcut? Obiectul legământului lui a fost curăția privirilor. Nu știu prin ce experiențe a trecut de a ajuns el la convingerea că e bine să nu te uiți insistent la lucrurile care ți-ar putea provoca anumite reacții. Câte unul spune, frate, mă pot uita și n-am nimic. Să nu credeți că e chiar așa de simplu. Am mai spus și o altă împrejurare, dacă aș veni la o repetiție de fanfară, să nu se supere fanfariștii, e un exemplu doar. Dacă aș veni la o repetiție de fanfară și aș zice, am venit doar să vă ascult, voi cântați.
Eu n-am treabă cu voi. Am aici o lămâie să mănânc și mie îmi plac lămâile și n-am treabă cu voi. Dacă în fața lor m-aș apuca să mănânc o lămâie, 80% dintre ei în următoarele 2 minute s-ar opri. Ar scoate atâta apă din instrumente că ai putea să uzi grădina botanică. De ce? Păi doar îți spui că privirea n-are, nu e adevărat, e o minciună. Privirea declanșează în noi diferite procese fizico-chimice. Acele lucruri pe care noi nu le putem controla, ajung de ne controlează ele pe noi. Și atunci e înțelept eu când spune, am făcut un legământ cu ochii mei și nu-i las să zăbovească asupra lucrurilor unde nu-i treaba lor. Unde nu-i treaba lor. Psalmistul spunea, nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. Dar aici David, în Psalmul 39, spune, eu am grijă și cu buzele, cu limba, cu un frâu limbii mele. Pentru că n-aș vrea să rostesc cuvinte pentru care să trebuiască să dau socoteală. Vă reamintesc cuvintele Domnului Iisus, Matei 12:37. Dar poate că tot mai mult vă place să le citesc direct de aici. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Deci pomul se cunoaște după rodul lui. Uite, năpârși, spunea Domnul Iisus, interlocutorilor lui, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din misteria bună a inimii lui. Dar omul rău scoate lucruri rele din misteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Și cine crede cuvintele Domnului Iisus să spună împreună cu mine, amin. Amin. Așa este. S-a uitat Dumnezeu la felul în care vorbeau cei 3 prieteni al lui Iov și cum a vorbit și Iov. Mă, vă spun, nu știu de ce la Elihu nu se face nicio referire. Dumnezeu aici se referă doar la Iov și la cei 3 prieteni ai lui. Dar a luat Dumnezeu aminte la cuvintele care au fost spuse, le-a pus în cântarul lui care nu dă greș. Și Dumnezeu a fost nemulțumit de felul în care au vorbit cei 3 prieteni al lui Iov. Iov între timp se pocăise. Iov ceruse iertare de la Dumnezeu. Iov recunoscuse că a vorbit cu îndrăzneală despre lucruri pe care nu le pricepea. A căpătat iertare de la Dumnezeu și i-a fost dată responsabilitatea să mijlocească pentru cei 3 prieteni ai lui când vor veni la el. Dumnezeu se ocupă de cei 3 și prin Elifaz, se pare că ăsta era un fel de lider în grupul celor 3 înțelepți. Dumnezeu îi trimite înapoi pe toți 3 la Iov, să ducă jertfă și Iov să roage pentru ei. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu este atent la felul nostru de a vorbi. De multe ori și eu scap din vedere lucrul acesta. De multe ori îndrăznesc să spun lucruri care după aceea le regret. Dar cel mai frumos ar fi mai bine să mi le spun, mai bine să mă gândesc de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori înainte de a spune ceva. Știți cum se poate repara vorbirea noastră? Reparând inima. Că Domnul Iisus tocmai ne-a spus un secret pe care l-am citit aici. Din prisosul inimii vorbește gura. Duminica trecută spuneam aici un lucru și nu știu cât îl mai țineți minte. La bunul bisericii, predicatorul, dacă vă este simpatic sau dacă nu, asta e mai puțin important, spune un cuvânt din Biblie. Și acolo lângă tine, în bancă, este cineva care adaugă ceva, o completare. Tu care ai venit în casa lui Dumnezeu să te închini, să-L cunoști pe Dumnezeu mai bine, ar trebui să te întrebi cine vorbește prin omul acela?
Din partea cui vorbește? Dacă de la ambon se spune un adevăr biblic și cineva din sală face observație hazlie și te face să zâmbești, întreabă-te ce-i cu observația aceea care aduce atingere cuvântului lui Dumnezeu. E foarte important să faci această deosebire. Pentru că acele cuvinte pe care le auzi poartă cu sine o anumită încărcătură și te pângăresc. Sunt cuvinte pe care le auzi și pe care nu le mai poți șterge din memoria ta multă vreme. Una din marile noastre probleme este că uităm lucrurile care ar trebui să le ținem minte, pe care ar trebui să le ținem minte și ținem minte o grămadă de lucruri pe care ar fi trebuit să le ștergem îndată ce au ajuns la urechea noastră. Vreau în dimineața aceasta să învățăm nu neapărat de la cei trei prieteni al lui Iov. Să învățăm din ceea ce spune Dumnezeu despre cei trei prieteni al lui Iov. Trebuie să învățăm că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să avem o vorbire foarte, foarte diferită de a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa cum vorbim când suntem în casa lui Dumnezeu, așa trebuie să vorbim și când suntem afară. Așa trebuie să vorbim și în casele noastre. Odată la o nuntă am făcut referire la felul în care Sara se adresa lui Avram. Știți cum îl numea? Domnul meu. Când am spus lucrul acesta în sală, eu știu că foarte multe persoane, acum folosesc cuvântul persoane ca să nu indic spre un sex sau spre altul, foarte multe persoane au fost foarte șocate, foarte surprinse. Doar n-ai vrea să spunem și noi așa partenerului de viață, Domnul meu. De ce nu? Dacă ăsta este un mod biblic, dacă ăsta este un exemplu, dacă Petru îl folosește ca exemplu, deși între vremea lui Avram și vremea lui Petru trecuseră 2000 de ani, modul acesta de a vorbi încă era valabil, de ce n-ar fi și astăzi? Știți de ce ne surprinde lucrul acesta? Pentru că suntem prea mult turnați în tiparele lumii astea, care are tipare foarte diferite de tiparele lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, în concluzie, ar trebui să vorbim în așa fel încât vorbirea noastră să aducă slavă lui Dumnezeu. În doilea rând, ar trebui așa să vorbim încât vorbirea noastră să aducă mângâiere și zidire celui ce ne ascultă. În treilea rând, ar trebui așa să vorbim încât să îndreptăm pe cel de lângă noi care vorbește greșit. Cum se face asta? Că aici trebuie să aducă o completare. Nu se face admonestându-l direct și dur. Băi, cum vorbești așa, băi, ca la ușa cort? Nu așa. Așa se vorbește încât celălalt să simtă că el a exagerat, a greșit. Să-și alinieze și el vorbirea la standardul tău. Când ești la un loc de muncă, de 4, de 5 ani, de 10 ani, și colegii tăi vorbesc ca la început, e acolo o problemă. Vorbirea ta n-a constituit poate un model de îndreptare pentru ei. Dar dacă ceva în vorbirea lor s-a mai schimbat, ca urmare a felului în care tu ai vorbit cu ei, ferice de tine și pe drumul bun. Doamne, dă-ne la toți o vorbire duhovnicească. În mod deosebit predicatorilor, dă-le cuvântul care vine de sus. Amin. Pentru că acel cuvânt este benefic pentru sufletele ascultătorilor. Amin. Amin. Eu am să mă opresc aici. Și am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și această rugăciune cu care vom încheia părtășia, în primul rând aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în dimineața aceasta ușa casei de rugăciune s-a deschis și pentru noi. În al doilea rând aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui, din care noi avem oportunitatea să învățăm, să ne așezăm după voia Lui. În treilea rând, aș vrea în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze biserica de aici cu o stare după voia Lui. Amin. Și să ne ajute să îndreptăm ceea ce este de îndreptat în viețile noastre. Amin.